ședința noastră ordinară a Consiliului Județean. Dacă facem un pic de liniște, promit că sunt operativ. Prezența. Avem trei absenți până în prezent, da? Trei absenți. Deci putem începe ședința noastră de astăzi. Ținând cont de ordinea de zi, au fost invitați să participe la ședința Consiliului Județean, președintele Asociației Sportive Adamas, domnul Romeo Tanasă, domnul Cristian Sava, președintele Asociației Județeane de Fotbal, și domnul Andreea Răscopa, președintele Reprezentanței Bacău. Este. Da? Este aici. De asemenea, directorii și directorii ajunți ai directorilor aparatului de specialitate și reprezentanții mass media. Ordinea de zi ați primit-o fiecare. Vreau să puntez la punctul 23 la diverse. S-au mai adăugat după publicarea ordinii de zi. Trei proiecte de hotărâre, vorba de aprobarea finanțării programului sportiv, fotbalul impact semnificativ la nivel social, de sănătate, economie, precum și al performanței, organizate Asociația Județeană de Fotbal Bacău. Al doilea proiect la diverse proiecte de hotărâre privind aprobarea finanțării evenimentului concurs internațional de dans sportiv, ediția a treia, organizat de către Asociația Club Sportiv Adamas, și cel de-al treilea, aprobarea finanțării competiției internaționale de calibru tot din 2019, organizată de Asociația Club Sportiv Red Spirit din Bacău. Vă propun de asemenea punctul 7. Referitor la aprobarea cotizației pentru anul 2019 la patrimoniul ADIS-ului, punctul 7 și punctul 10, darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Gemeuș, sunt retrase pe ordinea de zi. Primul, asociația ADIS-ul a făcut demersurile necesare către executorul judecătoresc și asociația și-a achitat toate datoriile și obligațiile prevăzute ca titlul executorii, s-au achitat de titlurile de executare, precum și celelalte sume datorate potrivit legii, atât creditorului la Romprest, cât și celor de la Ecosud, s-au îndestulat cu privire la recuperarea debitelor invocate, conform extrasului de cont transmise de către BEJ și de către bancă. Nu am primit încă de la BEJ niciun răspuns, ca atare, solicit retragerea, vă propun retragerea din ordinea de zi, a cotizației pentru orice sumă încasată și intră în contul biroului executorului judecătoresc. Și 10, la punctul 10 am venit hotărârea Consiliului Local în care își suspendă hotărârea dată cu ceva timp în urmă. Motivul solicitării de a prelua în administrare de către Consiliul Local de Iușa acestui județean. Ca atare, cele două de practic de ordinea de zi, rest cu permisiunea să vă propun, vă supun la aprobare ordinea de zi cu aceste documente. Cine este pe? Mulțumesc, acțiune împotrivă, nu sunt. Vreau să urez tuturor colegilor care astăzi sărbătoresc ziua onomastică, Constantin, Elena și tuturor celor care îi iubesc astăzi și să ne rugăm în sută la mulți ani. Și colegul nostru, Diavolița, care chiar astăzi e ziua dumneavoastră de naștere. La mulți ani. Doamna secretar, vă rog. Conform prevederilor articolului 42 al legii 5, conformat cu articolul 98 din legea administrației publice locale 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul propune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 17
2014-2019. Dacă sunt observații. Dacă nu, vă supun la vot procesul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu sunt. Punctul 2 al ordinii de zi. Doamna director economic, doamna Mitrea, o sinteză a expunerii de motive, vă rog, foarte scurt. Aprobarea contului de execuție bugetară, pe trimestrul în ziua la anul 2019, al județului Bacău. Potrivit articolului 49 de legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în ultimele aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu de luni pentru trimestrul locale, la abonamentul principal de credit, au obligația de a prezenta ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile la contul de valorizare a veniturilor prin executarea bugetară locală. Contul general de execuție bugetară conține conturile de execuție ale instituțiilor subordonate și al aparatului propriu, în funcție de sursă de finanțare. Detaliile execuției bugetare pe fiecare sursă de finanțare și pe cele două secțiuni sunt prezentate în anexă de la proiectul de hotărâre. Astfel, față de cele prezentate în raportul de specialitate, continuăm cu toate aceste supuse de aprobare pe hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pentru trimestrul 1/2019 al bugetului Bacău. Mulțumesc, doamna director. Dacă sunt observații la materialul prezentat, dar nu vă supun spre aprobare contul de execuție bugetară pe trimestrul 1/2019. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă. Sunt doamna director, rămâneți la microfon și pentru următorul punct al ordinii de zi. Mulțumesc. Aprobarea contului de încheiere exercițiului bugetar pe 2018. Da, precum și situația financiară anuală pentru anul 2018, care la fel, potrivit prevederilor legii finanțelor publice locale și legii administrației publice locale în 2015 pe 2018, aceste legi prevăd că ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare autorităților deliberative până la data de 31 mai anul următor situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea și contul anual de execuție bugetară pentru anul anterior. Acestea detaliate pe surse de finanțare și secțiuni, capitole și subcapitole sunt prezentate în raportul de specialitate și anexele la proiectul de hotărâre. Cred că mulțumesc. Mulțumesc, dacă sunt observații. Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la completarea anexei 4 la hotărârea Consiliului Județean în 2017 din 2018 referitor la stabilirea taxelor și tarifelor alte din cele prevăzute în legea 227 din 2015 privind codul fiscal. Aplicabile anul acesta în curs. Noi am aprobat în ședința să poată închiria și celelalte spații și ele sunt prinse în anexă. Tariful de închiriere a holului clădirii Ateneu este exprimat în lei pe oră cu tarife propuse pentru perioade de timp, un tarif pe oră pentru închiriere între o oră și două ore, și un tarif pe oră pentru închirierea peste două ore și se diferențiază pe categorie de beneficiari. Tarifele propuse sunt prezentate în anexa la proiectul de hotărâre, pe care dumneavoastră ați să studiați și ați dezbătut în comisia de specialitate. Pe pentru care vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 4 la hotărârea Consiliului Județean, și în stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute în 227 pe 2015, aplicabile pentru anul 2019. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii se referă la cotizația județului nostru către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, așa cum facem în fiecare an, pentru 2019. Județul Bacău urmând să plătească suma de 35.462 euro la cursul Băncii Naționale. La stabilirea s-a avut în vedere datele furnizate de Institutul BNS privind populația din regiunea Dornist. Vă supun spre aprobare cotizația. 5%. Abțineri, împotrivă, nu sunt.
De asemenea, către plata contribuției aici, Consiliul Județean, către Fondul de Dezvoltare Regională pentru anul 2019, este stabilită la un quantum de 1.781.000. Toate documentele au fost puse la dispoziție, adresele, decizia agenției, decizia Consiliului de Dezvoltare Regională pe fiecare județ în parte pe toată regiunea. Vă supun spre aprobare contribuția Consiliului Județean pe 2019 la Fondul de Dezvoltare Regională. Cine este pentru? Mulțumesc, abține împotrivă. Aprobarea cotizației pentru anul în curs, 2019, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, la ADIC, pentru județul Bacău, 1 milion de lei, pentru localității de rang 1, municipiul Bacău, 800, pentru localității de rang 3, 20.000, pentru Sănii Moldova, 3.000, iar pentru comunele cuprinse în lista de investiții prioritare cu 2014-2020, 1.000 de lei și comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare, 100 de lei. Vă supun spre aprobare cotizația pe anul 2019 la patrimoniul Asociației a județului Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. O abținere de la domnul Ciobăiță. Vă rog să menționați. Următorul punct se referă la finanțările nerambursabile pentru activitățile non-profit de interes public județean. Au fost elaborate pachetele de finanțare și metodologia pentru proiectele ce vor fi supuse procedurii de selecție publică și ulterior finanțare de componentele cultură, social și tineret, conform prevederilor legii 350 pe 2005, modificată ulterior prin ordonanța de urgență din 2008-84. Lipsește aici, după cum ați văzut, componenta sport, în urma modificării și legii sportului de anul trecut și în baza regulamentului pe care l-am aprobat noi, urmează altă procedură. Așadar, evaluarea și selecția solicitorilor de finanțare de rambă va fi făcută de către o comisie de evaluare mixtă, alcătuită din Consiliul Județean și personalul aparatului de specialitate a Consiliului Județean, iar președintele Consiliului Județean va stabili ulterior prin act administrativ membrii acestei comisii. Se propune aprobarea organizării sesiunilor de selecție publică de proiecte culturale, sociale și tineret, a metodologiei generale și pachetelor informative în vederea lansării selecției publice. Conform legii privind transparența decizională în administrația publică, anunțul a fost făcut, a fost pus toate informațiile, a fost afișate la sediul cât și pe site-ul Consiliului Județean. A fost de asemenea transmis și în cotidianul nostru deșteptarea, iar termenul de propuneri sugestii a fost data de 6 mai. Vă supun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea finanțării nerambursabile pe anul 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere. Împotrivă. Mulțumesc. Următorul punct. Domnul vicepreședinte, aveți pe scurt vorba de drumul comunal de cei care de la Retivoasa, care a fost preluat în interes județean, este aici prezent și la Andrei Ardeleanu și venim cu o propunere. Vă rog, domnul vicepreședinte. Serviciul Public Județean de Drumuri, Bacău, prin raportul numărul 1336 din 1555-2019, a propus încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, astfel de drum comunal de C50, de la kilometru 0 până la kilometru 2 plus 0,25 și a drumului vicinal, Răchitoasa Mănăstire, de o lungime de 298 de metri lineari, situat în raza administrativ-teritorială a comunului Răchitoasa. Totodată se propune ca noul drum județean Răchitoasa Mănăstirea Răchitoasa, având o lungime de 2,323 km,
cu originea în sat de Chitoasă și destinați la mănăstirea de Chitoasă, se poartă directorul administrativ al Comunei de Chitoasă, se poartă indicativul DG241F. Solicitarea privind clasarea celor două drumuri locale în categoria drumuri județene este formulată în vederea unei administrări eficiente în scopul accesului neîngrădit atât al locuitorilor din zonă, cât și a turiștilor spre obiectivul turistic. Față de cele prezentate, dacă nu sunt observații, vă spun la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Și la următoarele cuvinte se continuă, domnul Vice. Vă spun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de teren în suprafață de 205 metri pătrați situat în municipiul Bacău, care Mărășești, post număr 56, înscris în cartea funciară cu numărul 67.837, având numărul cadastral 14.848. După cum bine vă aduceți aminte, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 7 2019, s-a aprobat demararea procedurii de achiziție a 6 loturi de teren în Cabran, având categoria de folosință curs construcții situate în municipiul Bacău, aflate în proprietate privată. Importanța achiziției imobilului teren în suprafață de 205 metri are ca fundament necesitatea realizării unor investiții de extindere și modernizare la Spitalul Județean Bacău și asigurarea fondului de spațiu verde obligatoriu pentru unitatea sanitară în cauză, astfel cum reiese și din adresele venite din partea Spitalului Județean Bacău. Vă mai supun atenție faptul că terenurile sunt situate în zona secției de pediatrie și pot constitui subiectul unui proiect de ergoterapie de cale, să beneficieze copiii cu dificultăți fizice și mentale sau de construirea unui spațiu pentru chirurgie pediatrică și cercetare în acest domeniu. Suma de 20.490 necesară achiziției imobilului teren mai sus referit este cuprinsă în bugetul județului Bacău pentru anul 2019. Față de cele mai sus menționate, dacă nu sunt observați în partea dumneavoastră, vă supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Următorul punct este vorba de terenul având numărul cadastral 60.068, cu același scop, cu același interes din partea Consiliului Județean Bacău, vă fac precizarea că suma negociată este de 62.140 și este prevăzută cuvinsă în bugetul județului Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Iar cel de-al treilea teren pe care noi îl vrem să-l achiziționăm are numărul cadastral de 60.092. Cu aceeași intenție, cu același scop, vă fac precizarea că suma pentru cel de-al treilea teren este de 31.815 și este cuprinsă în bugetul județului Bacău pentru anul 2019. Dacă nu sunt observații, vă supun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vă mulțumim. Da, mulțumesc, domnul vicepreședinte. Vreau să mai menționez doar atât că toate sumele negociate au fost mult sub pragul valorii prevăzut în raportul de valoare de către evaluatorul autorizat. Următorul punct al ordinii de zi se referă la demararea procedurii de achiziție a unui teren intravilan din categoria de folosință arabil, proprietate privată, în vederea amplasării unei stații de pumpe sub presiunea apei pentru alimentarea zonei Bacău Sud prin procedura negocierii directe. Astfel cum a fost ea reglementată în anexa hotărârii Consiliului Județean 228 din 2018. Compania regională de apă menționează că în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău perioada 2014-2020 sunt cuprinse și localitățile din zona Bacău Sud.
E vorba de, în urma analizei tehnico-economice, a fost determinată ca fiind fezabilă alimentarea din stația de tratare a apei Varați pentru cele 10 comunități situate în zona de sud, respectiv Sărata, Nicolae Băcescu, Buchila, Galben, Gioseni, Tamaș, Faraoane, Pleja, Fundul Răcăciuni și Răcăciuni, față de reabilitarea executarea unor fronturi de captare și sau stații de tratare individuale pentru fiecare sistem de alimentare cu apă ce urmează să servească aceste UAT-uri din această zonă. Terenul a fost identificat, este din categoria de folosință arabil, suprafață de 1900 de metri pătrați, proprietate privată, este situat în Bacău, are număr cadastral 13.024, la intersecția străzilor Alexandru Tolstoi, cu drumul județean 119, la ora 51, parcela 1630 de 41. Asigur, trebuie să îndeplinească anumite condiții tehnice, le îndeplinește, se există rapoartele de specialitate ale direcțiilor de specialitate, iar din raportul de fundamentare rezultă conformitate cu ordinul de începere din 13.05.2019, terenul are o valoare estimată fără TVA la 37.500 lei, 64.400 euro. Suma necesară a achiziției terenului mai sus pe prețul este convinsă în bugetul județului pentru anul 2019. Așadar, vă supun spre adoptare acest proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziție acestui teren intravilan, având categoria de folosință arabă situată în municipiul Bacău, proprietate privată, hotărârea Consiliului de 2018, dacă sunt dacă nu vă spun spre aprobare, cine este de acord? Mulțumesc, abținere. Următorul proiect de hotărâre se referă la acordul nostru de asociere, adică între județul Bacău, județul Iași, județul Neamț și Asociația Prietenilor Camino de Santiago de România, cu privire la realizarea proiectului Camino de Santiago, varianta Moldavă. S-au stabilit traseile pentru circuitul propus pe fiecare județ în parte, l-am aprobat și noi în ședințele anterioare. Detaliile tehnice și financiare privind implementarea proiectului vor fi stabilite ulterior de către părțile semnatare ale acordului de asociere și vor fi supuse aprobării plenului Consiliului Județean Bacău. Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către toate părțile și produce efecte până la finalizarea cu obligația asociată, durata fiind determinată pe atingerea obiectivelor. Am primit ieri și hotărârea Consiliului Județean Neamț. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între județul Bacău, Iași, Neamț, Asociația Prietenilor Camino de Santiago, cu privire la realizarea acestui proiect. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abținere, mulțumesc. Următorul proiect al ordinii de zi se referă la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău privind asocierea județului Bacău cu municipiul Bacău și Colegiul Național Vasile Alexandrii în vederea organizării și desfășurării celei de-a treia ediții proiectul Alexandrian. De fapt, este vorba de o modificare și completare a hotărârii 58 din 2019 în sensul aprobării a două contracte de asociere separate, adică respectiv a județului Bacău cu municipiul Bacău și a județului Bacău cu Colegiul Național de Vasile Alexandrii. Asta este modificarea pentru care vă supun spre adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea aceasta și completarea hotărârii anterioare. Cine este pentru? Mulțumesc că ține împotrivă sunt. Următorul punct al ordinii de zi, am să-i dau cuvântul de aia director Sava. Nu fac pe următoarele două sau trei, chiar. Trei. Mă rog. Așa cum știți, prin hotărârea Consiliului Județean numărul 15 din luna februarie
administrativ și totodată declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru două funcții vacante de administrator neexecutiv, membru ai Consiliului de Administrație și cei autonome. Această selecție este realizată în prezent de către un expert independent, care în urma analizei efectuate a transmis Consiliul Județean scrisoarea de așteptări de vedere acestei selecții, scrisoarea care este anexă la hotărârea de Consiliu. Față de cele prezentate, consideră necesară și oportună aprobarea acestei scrisori. Vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Mulțumesc. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind acordarea de securitate financiară lunară personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. În conformitate cu dispozițiile articolului 99 și 201 de legea 95/2006 privind reforma domeniului sănătății, autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din Spitalul de Rețeaua Sanitară Proprie stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale administrației publice locale și în limita bugetului aprobat. Conform notei fundamentale anexate, Spitalul Județean de Urgență Bacău a propus acordarea de suplimente financiare lunare personalului medical și de specialitate cu încadrarea bugetului aprobat ca anul 2019. Față de cele prezentate, consideră necesară și oportună emiterea acestui proiect. Mulțumesc! Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă? Nu sunt. Doamna director. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție la aparatul de specialitate al Consiliului Județean din Bacău. În luna mai, în acestui an, s-au organizat examen în vederea promovării în grad profesional funcționarilor publici în aparatul de specialitate. Iar, conform raportului final al examenului de promovare, doi candidați înscriși au fost declarați atunci și având dreptul de a promova în gradul profesional imediat următor. De asemenea, în proiectul de hotărâre s-a propus modificarea statului de funcție prin transformarea gradului profesional al unei funcții publice vacante de consilier juridic asistent superior din cadrul direcției achiziții publice. Toate aceste modificări s-au produs în cadrarea bugetului aprobat pe 2019, astfel că consideră necesară și oportună înființarea acestui raport. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna director. Vă supun întrebări spre aprobare pentru cine este pentru. Mulțumesc pentru abținerea împotrivă răsună. Următorul punct la ordine de zi se referă la declararea procedurii vizând închirierea unui teren aparținând domeniului public al județului și aflat în administrarea regiei autonome ale proprietății George Neacu Bacău. Este vorba de o solicitare privind închirierea unui teren în suprafață de 35 de metri pătrați, pe care intenționează să amplaseze societatea respectivă, furnizorul abilitat de provizii de bord și handling, s-au găsit niște contactele în vederea desfășurării activităților de catering pentru aviație, obligându-se în același timp să aplice întregul spectru al măsurilor de securitate aeronautică ce se intră. Regia autonomă aeroportului internațional va organiza licitația publică cu respectarea prevederilor legale și are hotărârea Consiliului Județean din 2010. Despre asta este vorba. Vă supun spre aprobare proiectului de hotărâre privind să fim de acord cu demararea procedurilor de închiriere a unui teren aparținând domeniului public al județului Bacău și aflându-se în administrarea regiei autonomiei aeroportului internațional. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. Mulțumesc. Următorul punct la ordine este un raport de specialitate conform procedurii spre informarea fiecărui consilier local privind planurile de acțiune conform strategiei județene, este vorba de planurile de acțiune al serviciilor sociale administrate și finanțate de către Consiliul Local. Consiliul Local, nu județe. Consiliul Județean avem direcția de specialitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, la puncturi diverse. Punctul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv pot balu impact semnificativ la nivel social, de sănătate economică, precum și al performanței organizate de Asociația Județeană de Fotbal Bacău, prezent în sală președintele Asociației, domnul Cristian Sab. Poate era bine să fi adus câteva slide-uri, să fi pus câteva imagini din rezultatele asociației și impactul de cursul anilor la nivelul județului. Așadar, finanțarea de către Județul Bacău programului sportiv, fotbal,
presupune fotbal în parte semnificativ titlul care vă am zis, presupune suportarea unui cheltuiel din partea județului Bacău și vorba aceea de 654 de minute de fotbal competiție aprobate FIFA pentru cele 22 de echipe de senior participante în campionatele județene și respectiv 62 de echipe de junior prezente în competiții. Achiziționarea patru perechi de cursi de fotbal care vor fi date în comodat, după cum sunt prezentate în material. Fiecare echipă de senior din cele 22 va primi către 10 bucăți mici de competiție aprobate FIFA în timp, ce fiecare echipă de junior din cele 62 va primi către 7 mici fotbal competiție aprobate de către Federația Internațională. Rolul de finanțator județului presupune finanțarea în valoare de 130.000 de lei, 90% din valoarea totală de 145.452 de lei, corespunzătoare activităților care fac obiectul finanțării. Prin raportul de evaluare, Comisia de Evaluare a Programelor Sportive, în conformitate cu regulamentul care noi l-am aprobat, a propus spre finanțare programul sportiv fotbal ca mijloc de dezvoltare educațională, socială și sportivă al Asociației Județene de Fotbal Bacău. Având în vedere cele menționate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv organizat de către Asociația Județeană de Fotbal Bacău, conform raportului și acum l-ați văzut și raportul de evaluare, obținem 90. Domnul director, câte puncte au ținut eu aici, văd că ați spus, 88? Da. Nu, pe total au obținut 91,6 puncte. Da. Da. Domnul consilier Ogran. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Intervenția mea nu se referă la proiectul propriu-zis, ci la revin cu o observație și rugăminte mai veche la felul în care sunt aduse se organizează aceste proiecte. Am mai spus odată, nu este firesc să fie trecute la categoria diverse. Ele ar trebui să fie suplimentare cu ordinea de zi. Iertați-mi, poate tot un didacticist, dar dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, ne spune așa. La diverse. Probleme văzute care se discută într-o adunare, se figură, spune să fie figurat în mod explicit pe urmă de zi. Domnule, dar sunt legătate, nu noastre. Vă spun și care este știți foarte bine când am aprobat bugetul, știți foarte bine când am aprobat regulamentul, pentru regulamentul trebuie și el să-și parcurgă toate etapele. Și ținând cont că avem o competiție internațională în județ, următoarele zile, deja acum nu mai găsești un loc de casare, ceea ce e un lucru foarte bun în tot ce înseamnă municipiul Bacău și în jurul municipiului Bacău, la nicio pensiune și la niciun patent, sunt 33 sau 34 de echipe din tot atâtea țări la acest concurs internațional de dans sportiv, o să ne spună domnul director dacă e. Și astea sunt, și cele două, și astea sunt practic, n-avea rost să mai amânăm cu o lună. Am fi dorit să intrăm și cu celelalte, dar asta e situația. Deci ăsta a fost, nu altul. Materialul au ajuns destul de... Nu m-ați înțeles, domnule președinte. Eu vreau mai departe. Da, ordinea de zi se spune, se suplimentă sau ce în portul pentru suplimentarea ordinii de zi, următoare proiecte. Nu se obțineți la categoria diverse. Pentru că nu sunt diverse. Aveți pe vechi dreptate. Sunt foarte importante. Am înțeles, am înțeles. Asta era, asta era. Era o problemă cu tehnică. Nu știu, tehnică. Da, e greu. Iar trebuie o problemă mare. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte observații. Dacă nu vă supun la vot aprobarea acestui proiect, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Da, următorul proiect de hotărâre se referă la finanțarea evenimentului Concursul Internațional de Dans Sportiv, ce vă spuneam mai înainte, ediția a treia, organizată de către Asociația Club Sportiv Adama. Este prezent aici domnul Romeo Stanase, da? Este președintele Asociației Sportive Adamas și îl felicităm cu ocazia asta că, iată, Bacău este gazda unui asemenea eveniment de talie internațională în care să nu,
să fie ocupat toate locurile de cazare de câteva zile în urmă și probabil pe duminică luni. Felicitări pentru rezultatele, pentru rezultatele care le-ați obținut în decursul timpului, v-au adus să obțineți și acest titlu de a fi gazdă la următoarea ediție, adică cea de anul acesta. Așadar, rolul de finanțare presupune finanțare în valoare de 115.860 de lei din valoarea de totală de 150.760 de lei. Ați analizat în comisiile de specialitate, în toate materialele care stau la baza expunerii din motive. Așadar, vă supun spre adoptare acest proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării acestui eveniment care are loc în următoarele zile. Concursul Internațional de Dans Sportiv, ediția a treia organizată de Asociația Club Sportiv Adamas și care ne face cinste și onoare. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă, nu sunt. Și un alt eveniment de tradiție și care a crescut de la an la an, e vorba de Raliul Motorului 2019, este prezent aici președintele grupului, domnul Adi Răscopă, pe care îl cunoașteți cu toții. Raliul anul acesta se desfășoară pe întreg teritoriul județului Bacău, traversând localitățile și zonele alăturate comunităților din Bacău, Onești, Molinești, Semeș, Buhuși. Finanțarea acordată de către județul Bacău conform cereri de finanțare pentru organizarea și desfășurarea competiției internaționale Raliul Motor presupune suportarea unor cheltuieli din partea județului. Ele au trecut prin comisia de evaluare. Suma a fost mult mai mare, dar noi vă propunem cofinanțare cu o valoare de 236.750 lei din valoarea totală de 260.000 eligibilă, dar solicitarea a fost undeva la 300.000 corespunzător activităților din proiectul care fac o da. Vă supun spre aprobarea acestui proiect. Cine este de mulțumesc, abțineri, împotrivă, măsură. Eu vă mulțumesc mult pentru operativitate. Pentru că suntem în plină campanie electorală, spre sfârșitul campaniei electorale. Pentru că temperatura este în creștere. Urmează și alte campanii electorale. Fac un apel pentru toți cei implicați în viața politică, să nu uităm nicio clipă, putem să ne controlăm ca relațiile dintre vești și relațiile dintre funcții, maniere și respect. Respectându-ne în termen, alegăm de situație. Mulțumim că ai fost cu vreo.